Salut, tatătări, te-tutei. Eu sunt fata Diva, de mă ascultă toți. De ce m-a scos? Eu știu piesa pe de rost. Astăzi plecăm la Giurgiu, la București. Unde plecăm? La Giurgiu. La Giurgiu, pentru că facem mutare alături de Andreas, fratele meu, care... Vă pup și vă iubesc și vă respect. Așa și alături de CBR, întoarce camera. Așa, online offline și plecăm cu Duba. Haideți să vă arătăm ce are Duba asta. Veniți imediat online offline. Sigur, sigur. Este foarte curat înăuntru. Arată-te, rog frumos, curățenia. Ia uitați aici. Aici a stat Imogen, nu de alta. Da, mă, sunteți doi proști, bă, da, mea. Și am luat ceva de mâncare, se numesc melci. De unde am luat? Ca să nu facem. De la o benzinărie. Sunt foarte buni. Bă, ai doi mașina, bă! Sunt foarte buni. Mi-a spus omul de acolo, tipul de acolo, că sunt foarte proaspete. Foarte bă, proaspete. Nu mai faci gaură, bă! Avem de crea calculatoarele de la Giurgiu, birou și cam haine și cam nebunii. Puteți observați aici. Ai un mâner aici, acolo. Exact. Nu știu dacă avem loc. Eu acum. Cred că avem loc să cărăm birou, să cărăm tot. Ia vino, Andreea, să stăm aici. Avem suspensii bune, se vede, după cum se vede. Sac de box, mă. Sac de box, mă, bată mama. Andreas! Ajutor! Hai că stau bine, bă. Got! S-a dus dracu și ăla. Fotbal! Pas! Bă, ce termin! Andreas! Eu te-am pus, da? Andreas! Ești bine, bro? Gata, s-a dus. Păpucile, mamaie? Ce-ți dau, chipsuri? Haide, mă, haide! Hai să mergem, hai! Nu, încet. De tot te dai, da 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 da. Of, Doamne, am ajuns la Giurgiu în sfârșit. Cât am făcut până aici? 4 ore jumătate. Cât are acum? 5 ore și 7? Bă, sunt 60 de kilometri, mă. Mă bune? Ah, ok, scuze, o oră. Am mers după asta? Giurgiu, eterne Giurgiu. La noi în Giurgiu, spitalul, poliția, cimitirul, pompi. Tot. Un lângă altul. La un moment dat, ce crezi? Era mormântare? Și trecea nunta pe lângă ei, că ești primăr, ea plângă. Erau cu mortul, erau cu mormântarea, erau cu ambulanțe, nu mai înțelegeai nimic, ea se distrau, ea plângeau. Am intrat în scara de bloc. Am intrat de bloc, ce are să mă arăbă. Și la mine cum intre scara de bloc, ce credeți? Mare fericit. Dacă are și pere în el. Ce vreți să mâncați? Vreți să mănânci ceva? Nu, mi-e să mănânci. Facem primea dum. A, oricum descălțam. Ia uite aici. Patul nefăcut, ca de obicei. N-ai cum să nu ies după tine. N-ai cum. Efectiv, n-ai cum. Nu-mi roseam nouă. Băi. Bă, dar n-am două minute dacă n-am ajuns acasă și-a rupt butoanele din casă, a rupt toate alea, bă. Băi, dar să mă bată mama, bă. Asta l-am primit de la un copil, la un bâlci. Și scaunul ăsta nu o să mai putem să-l luăm pentru că a suportat prea mult într-un an jumate. Puteți să observați pe aici petele de la frișcă, că m-a bătut cineva cu frișcă pe ultimul live. Și uitați și voi ce e. Și nu o să-l mai luăm. Pe ăsta merge să luăm pe altul nou, pe cel nou. Care nu este montat. În pernă le avem tot. Și avem și o butălie care... Bă! Roți. Tot de la scaunul ăsta, nu? Da, e de la scaunul, e de aici.
Ia o faci, bă, elicopter. Lângă calculatorul să nu știu ce e mai important. Luăm și tricoul și alea, mă, tablourile alea toate? Da, mă, luăm tot, cum să nu-i? Tot, frate, luăm panou, dăm panou în copii. Tablou, șarpli, panou de la copii, pe șchiopii. Șchiopii. Auzi, mă, să las singur pe șchiopii. Șchiopii. E lipit ăsta? E lipit sus. Lasă. Tablou de la și copii. Jos. Bineînțeles. Tablou cu Dinamo, primogen. Haide! Și mă cazăm cu numărul 30? Marius! Neago, Imogen, pentru părinții tăi. Pentru părinții tăi? Aru șifonierul mâncat așa. Uite, te vin o să vezi. Aru șifonierul, aru șifonierul. Mă rupe mama cu bătaia, Tipul ăvăra pe care nu te pune mâta să nu-l și nu-ți place? De la cu guler? Nu, mamaie, că se ține bine aici așa la gât. Ăsta la gât așa, mamă, se ține de cald. Băi, știi cum e pulovărul ăsta, mă? Băi, e vulcan, mă? Are lava la sub braț. Bă, tu știi cum e pulovărul ăsta? Ia-l, mamă, pe tine, ia-l, mamă, că ți-e frig, mama afară, ți-e frig. Și mai puneam trei perechi de alea de izbene, de când le desfăceam ești de mor. Deci știi ce se întâmplă dacă e trei perechi de izbene pe tine și sunt în fâși, nu? Nu. Când le dai după două zile jos după tine, faci curent. Când ce le ții două zile? De ce să nu ții două zile? Le dai și tu ești. Deci am stat două zile cu niște izmene și când am tras așa unele de altele, m-am curentat, mi s-a ridicat părul cap pe mâini. Și eu mi-am dat seama că am pus să-i mertez curentul alternativ prin izmene. Bă, să nu vezi că noi am rămas blocați aici, cu ăsta aici, nemâna, rămas blocat. Ia încearcă, mă, să te duci. Unde să mă duc? Pe niciuna, că ai și fonierul în spate. Auzi, mamă, idee. Hai ce fac live-uri. Dacă tu ești acolo, nu o să mai ieși. Nu înțeleg, n-am voie să fumez sau ce să fac? Nu, eu fac de mare la voie, n-are loc. Ia vezi, mă. N-are loc. Ia vezi, mă. Are? N-are. Bă, ai rupt peretele, bă, cade bă, ce faci, bă? Hai, că după aceea nu mai fac mai. Bă! Uite, bă, dă cu astea pe jos. Gata, s-a dus dracu și mă la el. Chemați-l cu încredere. Bă! Dau plec! Bă, da, spar geam, bă, spar geam. Haide, băi, am ieșit ajutoare, bă, băieți, băi. Avem și ajutoare. Haideți. Hai băieți aici. Hai, dar puteți și cap aia. Las că mai căzut nu-i probleme. Să o știu pe vecina aia ta, veri. Să dau nici cap în cap. Cine te-a pus să faci? Hai să o pun aproape locul. Și ne-a blocat locul să mă bag. Au de ajutoare, Ili, băi, copii, băi. Arunc copii. Hai, o fi spate dacă e. Nu e, că n-am nimic. Nu e problemă. Nu e problemă. Te pup, tatele meu. Te pup. Ce-i mai dulci, vecina? Ai văzut? Te-ai filmat? Unde-ți punge? Vezi că-ți pup astea, punge. Te pup! Ei! Multă sănătate, te iubesc. Te iubesc, tatiorul meu. Cel mai tare vecin din bloc. Știu că ai fost de mult. Domnul meu mi-a fost de mult, te respect. Gata, peste filmare. Să mai avem grămadă. Gata, ca să filmăm. Ce și... părere despre tot ce am întâmplat acum? Foarte tare, au venit niște copii să ne ajute, ne-au văzut pe live. Și am venit niște copii să ne ajute. Unde sunt ochelarii mei? La mine, ți-i dau? Da. Bum, hai, ne vedem sus. Deși e foarte greu să dezlipești că e lipit cu aracii pe dedesubt cu toate chestiile astea, o să... N-am cum să plec la București fără așa ceva, fără scrisurile de la copii și poze și toate nebunile și toate astea. N-am cum să plec. Pur și simplu n-aș fi eu. Și asta înseamnă că trebuie să stau să scot fiecare asta în parte, fiecare bol, fiecare are și le refac la București. Deci asta înseamnă că o să ne apucăm de treabă acum. Îi să luăm fiecare bol în parte, să împăturim frumos el scrisorica, să rugăm un cutiuță și să dăm după aia astea jos să le punem la București, da? Pentru care au venit să mă ajute. Plăcere, după live. Unde ați venit? După live?
După live, da, pe Instagram, te urmărim de cel puțin. Le mulțumesc, să-mi dați mesaj ca să vă dau follow pe Instagram, să vă am acolo la offline. Și vă mulțumesc. Să ne mai auzim pe aici. Haide! Haide! Cam asta a fost, băi, oameni buni. Ne vedem la București. Am cărat tot ce aveam de cărat. Hai. Când să te pășești de aia?